There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds, offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment, and they go to work on our behalf just as they would for the plant, killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure, therapeutic grade, or CPTG essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră din această seară. În primul rând, vreau să
să mă prezint, mă numesc Dan Oros. Chiar dacă în anunțul la acest eveniment figura faptul că o să prezint în această seară împreună cu iubita mea, Simona Darabant, o să fiu doar eu în această seară împreună cu voi. Asta și pentru că cei care ne cunoaște știți că noi suntem acum într-un proces creativ extrem de solicitant, construim o casă și suntem într-o fază în care s-au adunat foarte multe lucruri în care trebuie să ne implicăm într-un mod direct, dar nu vrem să ne plângem, doar că unul dintre noi a trebuit să se sacrifice, să rezolve niște lucruri care trebuiau făcute și altul să se ocupe de această întâlnire și eu am fost cel desemnat să fiu astăzi alături de voi. Având în vedere că la această întâlnire participă și persoane care nu mă cunosc, vreau înainte să încep să vă vorbesc despre lucrurile pe care vi le-am pregătit în această seară, doar așa foarte pe scurt să mă prezint. Eu ca formație sunt inginer, constructor de mașini, dar n-am practicat această meserie nici măcar o secundă. Am fost profesor de informatică la liceu și de altfel visul meu din copilărie a fost să fiu profesor și tocmai de aceea, după facultate, m-am orientat către zona aceasta a învățământului. Am predat, v-am spus, 9 ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult meseria de profesor, însă în cadrul sistemului de învățământ din România trebuia să urmez o programă care conținea o mulțime de lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt absolut sau erau absolut inutile pentru elevi. În plus, în al 9-lea an de profesorat, când m-am mutat din Șimleul Silvaniei, de unde sunt, m-am mutat în Cluj-Napoca. Aici, la Cluj-Napoca, chiria era mai mare decât salariul meu de profesor, așa că am fost nevoit să părăsesc sistemul de învățământ și să caut alte soluții. De asemenea, vreau să știți despre mine, despre noi, despre mine și Simona, că noi, la bază, suntem căutători spirituali, suntem ghii spirituali, profesor yoga, avem o școală spirituală și de dezvoltare personală, Spanda Project se numește, și în tinerețile noastre, sau când eram mai tineri, având în vedere că cea mai importantă valoare pentru noi în viață este libertatea, am gândit noi că dacă vom obține libertatea interioară, o să rezolvăm toate problemele noastre. Așa că în 1994 am început practica spirituală intensă, chiar extrem de intensă. A fost o perioadă de aproape 10 ani de zile în care practicam 10, 12, 14 ore pe zi tehnici spirituale, meditații, tehnici corporale, de respirație și mai departe. Da, și, bineînțeles, investind atât de mult timp și energie
într-o direcție, am și obținut rezultatele pe care ni le-am dorit. Am obținut acea libertate interioară, însă ceea ce am putut să constatăm după, mai ales după 10 ani, a fost faptul că neglijând partea aceasta materială și socială, am ajuns în situația în care nu mai aveam nici măcar bani să ne plătim chiria sau să ne plătim cursurile spirituale și așa mai departe. Și atunci am avut o revelație, prenume faptul că dacă vrem să fim niște ființe cu adevărat armonioase, este necesar să ne dezvoltăm simultan, în egală măsură, și pe zona interioară, dar și pe zona aceasta materială, exterioară. Și atunci am început un proces de resetare interioară, de transformare, de reorientare, în care repede ne-am stabilit ca obiectiv să obținem acel echilibru între material și spiritual. Da? Și aceste lucruri au coincis cu momentul în care am părăsit sistemul de învățământ, da? Și, bineînțeles, am început să căutăm soluții. Am încercat diverse lucruri, până când în anul 2005 ne-am intersectat cu network marketingul sau afacerile de dezvoltare în rețea. Acum, posibil că unii dintre voi să aveți rețineri în legătură cu sistemele network marketing și vă înțeleg foarte bine, și noi, înainte să ne implicăm în network marketing, eram împotrivă. Dar eram împotrivă pentru că, asta ulterior ne-am dat seama, pentru că nu aveam suficient de multe informații. Părerea mea este că oricine se documentează suficient de mult în legătură cu network marketingul, nu numai că o să sau nu o să mai fie împotrivă, dar va deveni un mare susținător al acestor sisteme. Sistemele network marketing nu sunt perfecte, da? Dar sunt cele mai bune sisteme de business care sunt accesibile tuturor. Da? Și noi în 2005 am pornit pe această cale a antreprenoriatului în network marketing. Și a fost o provocare imensă pentru noi. Atunci, în 2005, am început într-un alt proiect network marketing. doTERRA nu exista pe vremea aceea. doTERRA a apărut mai târziu, în 2008. Și în acel proiect am ajuns la un nivel de succes destul de mare. Practic ajunsesem să obținem independența financiară, dar cel mai valoros lucru a fost că am învățat niște lucruri. Am învățat să gândim într-un mod diferit, să vedem lucrurile într-un mod diferit. Ne-am dezvoltat niște abilități de comunicare și așa mai departe, care să ne permită, da, să obținem succesul în orice domeniu. Iar acele lucruri pe care le-am învățat în network marketing le-am aplicat inclusiv în proiectul nostru spiritual și de dezvoltare personală, pentru că, până la urmă, să știți, oricât de bun proiect ați avea în orice domeniu de activitate, da? Dacă nu știți să-l promovați, dacă nu știți să-l faceți cunoscut, dacă nu găsiți modalitățile prin care să ajungeți cu acel proiect la oameni, chiar dacă oamenii au nevoie disperată de acele lucruri pe care aveți să le oferiți, acel proiect va fi un insucces. Așa, repet, pe de o parte înțeleg pe cei care au rețineri în legătură cu network marketingul, cu vânzările, cu marketingul în general, însă orice proiect, repet, orice proiect, inclusiv un proiect spiritual,
da? Este peste 90% marketing. Da? Pentru că, repet, trebuie să ajungi la oameni. Bun, am învățat foarte multe lucruri acel prim proiect. Din acel proiect ne-am oprit în a mai fi activi în anul 2012, pentru că deci compania e extraordinară, produsele sunt extraordinare, dar planul de compensare era unul foarte solicitant și noi suntem niște pacifiști, niște persoane așa mai zen și atunci am optat să nu ne mai implicăm activ în acel proiect. Și apoi în 2013 am demarat proiectul nostru spiritual și de dezvoltare personală, care ne-a împlinit și ne împlinește enorm. Și tocmai de aia în 2017, când ne-am întâlnit noi cu doTERRA, primul lucru când mi s-a propus doTERRA ca proiect de business, am spus nu. Am spus da uleiurilor, dar am spus nu proiectului de business și mai bine de un an și jumătate noi am fost doar consumatori. Da? Dar niște consumatori extrem, extrem de entuziaști care au fost atât de impresionați de puterea aceasta vindecătoare a uleiurilor esențiale, încât am vorbit cu orice persoană pe care o întâlneam, i-am spus despre uleiuri și, de fapt, fără să ne propunem să facem doTERRA ca business, noi o făceam ca business, pentru că a face doTERRA ca business înseamnă să împărtășești experiența pe care o ai cu produsele, cu uleiurile esențiale și cu celelalte produse de la doTERRA. Despre asta este vorba și când am înțeles cât de extraordinare sunt aceste uleiuri și, să știți, atât de extraordinare încât dacă cineva mi-ar fi povestit lucrurile pe care le-am trăit personal sau le-am văzut în jurul meu, cu siguranță n-aș fi crezut. Așa că dacă sunteți sceptici, eu vă înțeleg, e în regulă. Ceea ce însă eu vă recomand este să aveți un scepticism constructiv. Da? Nu credeți tot ce vă spun eu sau ce vă spun alții, dar vă recomand să verificați prin experiență directă dacă lucrurile sunt așa cum vi le spunem. Da? Bun. Pentru noi, doTERRA reprezintă șansa vieții. Da? Pentru noi, deci doTERRA ne-a transformat radical viața în bine. Exact pe cele două direcții pe care le-am punctat și în titlul acestei conferințe, și anume, pe de o parte, ne-a împuternicit să fim stăpâni pe propria noastră sănătate, da? Să nu mai depindem de sistemul medical, care știm cum este construit, nu vreau să intru în prea multe detalii. Eu nu spun că este în totalitate negativ, ar fi incorrect să spun asta, da? Sistemul de sănătate are și multe lucruri foarte bune, dar problema este că noi, oamenii, ne-am abandonat această putere asupra sănătății noastre și am pus-o în mâinile altora, în mâinile medicului de familie, în mâinile nu știu căror medici, când până la urmă, noi suntem și ar trebui să fim cei mai interesați de propria noastră sănătate. Până să ajungem la medic, ar trebui noi să ne autoinstruim și să utilizăm soluții care să ne permită să ne menținem starea de sănătate. Da? Sau dacă există anumite probleme, să le putem rezolva cu soluții naturale. Și, de fapt, doTERRA exact asta ne-a oferit nouă și celor care utilizează aceste produse. Ne-a dat din nou puterea înapoi, puterea de a
putea să ținem frâiele sănătății noastre în propriile noastre mâini, da? Să nu mai depindem, repet, de sistem. Și inclusiv în perioada pandemiei, da? Noi ne-am tratat numai și numai cu uleiuri esențiale și cu produse de la doTERRA și avem o echipă de mii de oameni și ei la rândul lor au făcut același lucru și toată lumea a fost în siguranță, da? Și pe de altă parte, doTERRA ne-a dat această împuternicire de a fi stăpâni pe viețile noastre, de a fi stăpâni pe timpul nostru. Pentru că noi avem un proiect, da? Avem un proiect în care nu avem șef, nu avem angajați, avem doar ca partener compania doTERRA, da? Și în cadrul acestui proiect suntem recompensați extrem, extrem, extrem de generos, în așa fel încât noi, de exemplu, am obținut nu numai independența financiară, ci libertatea financiară la un nivel la care nici măcar n-am îndrăznit vreodată să visăm. Da? Și asta am obținut-o ajutând mii și mii de oameni din 32 de țări, da? Să aibă acces la niște soluții naturale absolut extraordinare și tocmai de aceea acest proiect este atât de frumos și chiar dacă astăzi ați venit la această întâlnire în ideea de a fi doar consumator, este în regulă, deci fiecare să decidă să facă exact cum simte, dar eu dacă aș fi în locul vostru cu experiența pe care o am, aș urmări să strâng niște informații și despre componenta aceasta de oportunitate, pentru că, în mod sigur, dacă nu tuturor, măcar unora dintre voi vi s-ar potrivi și v-ar putea oferi, repet, nu numai niște venituri suplimentare, ar putea să vă ofere chiar libertatea financiară, exact cum și noi am obținut-o. Și când spun și vorbesc despre succesul pe care noi l-am obținut în doTERRA, nu vreau în niciun caz să credeți că ne lăudăm, că ne, da? Ci vrem să scoatem în evidență cât de extraordinar este proiectul doTERRA. Da? Despre asta este vorba. Și o să mai revin în finalul întâlnirii noastre în legătură cu acest aspect. Și acum haideți să trecem la lucrurile pe care vi le-am pregătit. Practic, întâlnirea noastră o să aibă două capitole importante. Primul capitol, cel mai lung, în care o să vorbim despre sănătate și uleiurile esențiale, ce sunt, cum se utilizează și așa mai departe. Și de asemenea, cum puteți să le achiziționați și o să vă punctez care sunt promoțiile acestei luni. Și în partea a doua, care va fi mai scurtă, vreo 10 minute, o să vă mai punctez câteva lucruri legate de modul în care puteți să vă implicați în doTERRA și ca oportunitate, da? Bun. Și ce mai vreau să punctez este faptul că acest eveniment este un eveniment Diamond Club. O să vă explic puțin mai încolo ce înseamnă asta, dar ceea ce e important să rețineți că participând live la acest eveniment Diamond Club, dacă doriți să în finalul acestei întâlniri să vă creați un cont de membru doTERRA, puteți primi cadou unul sau două uleiuri esențiale, depinde de
cât de mare este comanda pe care o plasați atunci când vă creați contul. Și, repet, mai multe detalii o să vă dau puțin mai încolo. Și bineînțeles că o să utilizăm și un PowerPoint, da, pentru că experiența ne arată că dacă și auzi ceva și dacă și vezi, da, atunci cu siguranță se va reține o cantitate mai mare de informație. Plus că se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Da? Bun, deci tema acestui eveniment este Reați controlul asupra sănătății și vieții tale cu doTERRA. Da? Aici aveți și pe Simona, iubita mea, în imagine. Noi construim toate proiectele împreună, așa că cel mai adesea o să mă exprim la plural, noi, pentru că împreună facem toate aceste lucruri despre care o să vă vorbesc. Acum, despre uleiurile esențiale. Despre uleiurile esențiale, ce pot să vă punctez este că sunt niște substanțe volatile care sunt extrase din plante, din diferite părți ale plantei, rădăcini, frunze, scoarță sau tulpini, flori, semințe, rășină și așa mai departe. Da? Practic, uleiurile esențiale reprezintă un fel de sistem de apărare a plantelor împotriva dăunătorilor, dar de asemenea cu ajutorul lor ei își atrag polenizatorii. Uleiurile reprezintă un fel de sistem imunitar al plantei. Ele sunt extrem de concentrate și o să vedem, sunt extrem de eficace, extrem de eficiente în utilizarea pentru diferite scopuri. Poate că unii credeți că uleiurile esențiale se încadrează oarecum în zona aceasta a leacurilor băbești și leacuri băbești nu înseamnă neapărat ceva negativ, dar nu mai e cazul pentru uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale deja de mulți zeci de ani sunt studiate și există mii de studii care pun în evidență eficacitatea lor extraordinară. Acum, sub numele generic de uleiuri esențiale, pe piață găsim o mulțime de produse. Da? Pe toate scrie uleiuri esențiale, însă ceea ce este foarte important să înțelegem este că sub 1% din uleiurile pe care le găsim pe piață sunt cu adevărat uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic. Celelalte sunt ori sintetice, da, majoritatea, care n-au nimic natural, ori așa numitele uleiuri esențiale alimentare care au și o parte naturală, dar și sintetică. Și, repet, sub 1% sunt uleiurile esențiale pure cu grad terapeutic și în această categorie sunt incluse și uleiurile esențiale de la doTERRA. Pe planetă sunt câteva, foarte puține companii, dar sunt câteva companii care au uleiuri esențiale de calitate, însă nicio companie nu poate să facă atât de multe teste pe uleiurile esențiale cum face doTERRA. De altfel, doTERRA este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume și bineînțeles că are și puterea financiară de a obține
o calitate cu totul și cu totul excepțională a acestor uleiuri esențiale. doTERRA este o companie care este cunoscută în primul rând ca o companie de uleiuri esențiale, însă doTERRA urmărește să abordeze sănătatea dintr-o perspectivă holistică. Tocmai de aceea doTERRA, pe lângă uleiuri esențiale, are și suplimente nutritive, produse de îngrijire personală, produse cosmetice și așa mai departe, da? Pentru că dacă vrem cu adevărat să trăim un stil de viață sănătos, noi trebuie să acoperim toată zona pe care o putem numi viața noastră, da? Și totul pornește de la a mânca sănătos, da? Vedem aici așa numita piramida sănătății, da? La bază este hrana, să mâncăm sănătos, apoi să facem exerciții fizice, da? Apoi să ne odihnim corespunzător și să gestionăm stresul, și știm că în vremurile noastre acest lucru este o imensă provocare. De asemenea, apoi să urmărim să reducem expunerea la produse sintetice, și tocmai de aceea doTERRA ne oferă produse pe toată zona de domenii importante din viața noastră, inclusiv detergent de rufe și așa mai departe, toate 100% naturale. Apoi autoîngrijire informată și îngrijire medicală proactivă. Pe grupul nostru de suport, uleiuri esențiale pentru sănătate, liniuță natura întrupicătură, pe acest grup găsiți chiar mai multe, dar cel puțin o conferință în care această piramidă a sănătății este prezentată într-un mod extins. Eu nu o să intru acum în mai multe detalii, dar cei care sunteți interesați puteți intra pe grup și să căutați acele conferințe. De asemenea, vreau să vă vorbesc despre un program general de nutriție. Se numește Lifelong Vitality Pack. Este un produs sau un program compus din 3 produse, da, care practic ne oferă toată gama de vitamine, vitamine, minerale, oligoelemente, fitonutrienți necesare unei sănătăți optime. E important să știm faptul că din fabricație corpul nostru are, organismul nostru are toate mecanismele de menținere a sănătății și de refacere a sănătății. Doar că aceste mecanisme funcționează optim doar în situația în care noi îi dăm organismului toate acele substanțe de care el are nevoie. Din păcate, în ultimii 10 de ani, calitatea hranei pe care noi o consumăm s-a tot degradat. Da? Și noi suntem vegetarieni de peste 30 de ani. Da? Dar totuși, din 2005, adică cât o fi aia, vreo 20 și ceva de ani, da? Noi utilizăm suplimente nutritive. De ce? Pentru că știm că legumele și fructele, care ar fi principala noastră sursă de vitamine minerale, nu mai conțin decât în cantități foarte mici aceste substanțe. Da? Chiar dacă le cumpărați din piață de la țăran, sunt șanse foarte mici ca ele să fie într-adevăr suficient de bogate în vitamine și minerale. Și vă spun asta pentru că am avut vreo 10 ani de zile am avut un aparat cu care puteam măsura acest nivel al antioxidanților în timp real și am măsurat inclusiv legume, fructe și
am constatat cu surprindere că și ele au nevoie de ajutor, de vitamine și minerale, da? Și atunci, cum pot ele să ne ajute pe noi să ne ofere tot necesarul de micronutrienți, da? Categoric, recomandarea este să consumați cât mai multe legume și fructe și de preferință să fie organice, bio, da? Dar, totuși, ce ne arată practica este că peste 80% dintre oameni au nevoie de suplimentație, da? Au nevoie să completeze ceea ce ne aduce hrana cu suplimente nutritive. Altfel spus, a utiliza suplimente nutritive nu este un moft, ci este o necesitate. Fiecare, așa cum am spus la început, fiecare poate să ia decizii în funcție de ceea ce simte. Da? Eu personal am optat, repet, din 2005 să consum zi de zi suplimente nutritive. Da? Eu am avut întâlnirea de 35 de ani la liceu și toți colegii mei arătau, hai să nu spun toți, aproape toți arătau cu 10-15 ani mai în vârstă decât mine. Da? Și bineînțeles că măcar într-o oarecare măsură acest lucru se datorează și faptului că am dat organismului tot ceea ce are nevoie ca micronutrienți, dar i-am dat inclusiv din punct de vedere al gândirii, da? Pentru că prin practica spirituală evident că avem grijă și de partea aceasta. Și mai vreau să vă vorbesc despre un sistem și un produs din cadrul acestui sistem. Apropo, foarte interesant, până acum 2 ani, deși doTERRA este o companie de uleiuri esențiale, cel mai vândut produs de la doTERRA era Lifelong Vitality Pack. Da? Un supliment nutritiv. Și e normal să fie așa, pentru că totul pornește de la baza nutrițională. Și apoi venim cu uleiurile și acționăm complementar pe alte direcții, dar hrana este baza. Spuneam că până acum 2 ani, pentru că deja de anul trecut, acum 2 ani s-a lansat acest sistem, sistemul MetaPower, în care există produsul acesta MetaPower Advantage, care în momentul de față este cel mai vândut produs doTERRA. Da? Sistemul MetaPower conține trei produse care reglează metabolismul. Este un sistem pentru echilibrarea metabolismului. El ne dă energie, controlul greutății, controlul glicemiei, conține 9 tipuri de colagen, da? Ne ajută să ne menținem tineri, oferindu-ne energie, pentru că are NAD+, NMN și multe alte substanțe care ne ajută să producem mai multă energie cu ajutorul mitocondriilor, da? Uzinele de energie ale celulelor noastre. Da? Și, bineînțeles, obiectivul acestui sistem și a tuturor produselor pe care doTERRA le oferă este să mărim această curbă a perioadei de viață în care suntem sănătoși. Da? Pentru că nimeni nu vrea să trăiască mult captiv într-un corp bolnav. Da? Noi vrem să trăim mult, dar calitativ. Da? Să nu stăm ultimii 10 ani ai vieții prin spitale și având nu știu ce boli. Da? Vrem să trăim mai mult, dar în primul rând mai bine. Da? Și exact asta ne oferă acest sistem și, repet, toate celelalte produse de la
de la doTERRA. Și acum doar câteva lucruri despre Meta Power Advantage, da? Meta Power Advantage, cunoscut ca și produsul cu colagen de la doTERRA, dar el are mai multe decât colagen. Da? El susține metabolismul, ajută la menținerea sănătății inimii, da? La controlul tensiunii arteriale. De asemenea, încetinește procesele de îmbătrânire, protejează de stres, da? Și e foarte important faptul că ne oferă energie suplimentară, făcând mitocondriile să lucreze cu un randament sporit. Da? Și în tradițiile spirituale orientale se spune că o stare de sănătate optimă este corelată cu un nivel energetic înalt. Da? Deci, a avea un nivel energetic înalt este o condiție fundamentală pentru menținerea sănătății. Când noi avem energie multă, suntem bine și metabolic, da? Suntem bine și psihic și emoțional și așa mai departe. Da? Când nu avem energie, da, toate se duc în jos. De aceea, acest produs este absolut extraordinar. Da? Și vedem aici câteva dintre elementele pe care le conține, da? Colagen marin, și sunt 9 tipuri de colagen, în condițiile în care produsele cu colagen de pe piață au maxim 2, în cazuri excepționale 3 tipuri de colagen. Da? De asemenea, produsul conține un amestec de uleiuri esențiale MetaPower, resveratrol, un antioxidant celebru care se obține din semințele de struguri roșii, da? Extract de măr pitic, vitamina C, biotină, NMN, da? Și NADH. Da? De asemenea, vedem în acest slide domeniile pe care acest produs ne susține, da? Legat de controlul apetitului, legat de îmbătrânirea celulelor, de nivelul zahărului în sânge, creier, cardio și lipide, energie, păr, imunitate, încheieturi, metabolism, unghii, performanță musculară și tonus, recuperare musculară, piele, somn, stres, greutate. Da? Acestea sunt doar principalele direcții pe care acest produs ne ajută. Și eu personal, în momentul în care am început să-l utilizez, efectiv am simțit că dintr-o dată am acces la un nivel energetic superior. Oricum, nu o duceam rău din punctul ăsta de vedere, dar am simțit foarte clar că am mult mai multă energie, că mă recuperez mult mai rapid după efort, că dorm mai calitativ, mai puțin și mai de calitate. Da? Și mă gândesc că este ceva ce interesează pe toată lumea. Da? Și avem pe grupul Natura Antropicătura, avem o mulțime de mărturii ale persoanelor care utilizează cu consecvență acest produs și e absolut extraordinar. Bun, și acum o să vorbim puțin despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Sunt foarte multe lucruri extraordinare pe care vi le-aș putea povesti despre modul în care acționează aceste uleiuri. Da? Unele dintre lucrurile pe care le-am văzut și le-am experimentat sunt la limita miraculosului. Da? Dar eu o să punctez în această seară doar 3 asemenea lucruri extraordinare și bineînțeles că dacă acestea le veți reține, deja e o bază
importantă de cunoaștere. Primul lucru extraordinar pe care îl putem spune despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure. Da? Ele nu creează efecte secundare, nu dau dependență, sunt sigure să fie utilizate de toate categoriile de vârstă, de la copii până la persoane în vârstă. Uleiul esențial este de 50-70 de ori mai potent decât planta din care provine. Deci sunt extrem de concentrate, tocmai de aceea le și utilizăm cu picătura. Vă spuneam că doTERRA are capacitatea și nu numai capacitatea, are voința de a pune pe piață cele mai pure și testate uleiuri esențiale. Tocmai de aceea, deși pe piața uleiurilor esențiale nu există niște standarde foarte clare, doTERRA și-a autoimpus un standard de calitate numit CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, adică uleiuri pure certificate cu grad terapeutic, un standard care ne garantează nu numai puritatea uleiurilor, da, ci ne garantează inclusiv profilul chimic care să asigure potența terapeutică a uleiului. Pentru că noi putem să avem un ulei 100% pur, dar dacă profilul lui chimic, care e influențat de sol, de zona geografică și așa mai departe, deci dacă profilul chimic nu este unul corespunzător, efectele terapeutice vor fi mult reduse. Da? Tocmai de aceea e foarte important, pe lângă puritate, să existe și acest profil chimic. Al doilea lucru extraordinar pe care vreau să-l punctez este că uleiurile esențiale sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Da? Și aici e foarte important să înțelegem, de exemplu, că sunt două tipuri de provocări de sănătate fundamentale. Cele generate de bacterii și cele generate de virusuri. Da? Bacteriile acționează la suprafața membranei celulare, virusurile fiind de dimensiuni foarte mici, pot penetra această, numai că pot, chiar penetrează membrana celulară și se multiplică în interiorul celulei. Pentru problemele generate de bacterii, medicina alopată are la dispoziție antibioticele. Da? Dacă antibioticul e ales corect, el va avea efect, va distruge acele bacterii nocive, numai că, din păcate, va distruge și bacteriile prietenoase pentru corp și peste 70% din ceea ce noi numim sistem imunitar este constituit din aceste bacterii prietenoase de la nivelul tubului digestiv. Da? Și noi, practic, când administrăm antibiotice, distrugem sistemul nostru imunitar. Distrugem flora intestinală, da? Și tocmai de aceea utilizarea antibioticelor nu este o soluție tocmai bună. Pe de altă parte, uleiurile, plus că bacteriile pot să dezvolte rezistență la antibiotice. Știți că se petrece acest lucru pentru că un antibiotic conține unul, maxim două substanțe active. E bine, uleiurile esențiale conțin sute de principii active, da? Și ele sunt extrem de eficiente pentru că reușesc să distrugă bacteriile neprietenoase în timp ce le protejează pe cele benefice, da? Deci au o acțiune selectivă. Pe de altă parte, având sute de principii active, nicio bacterie nu poate să se dezvolte rezistență la uleiurile esențiale. Altfel spus, uleiurile esențiale de fiecare dată vor fi eficiente. Pe de altă parte, când vine vorba de provocările generate de virusuri, da, atunci medicina alopată nu are niciun fel de soluție.
Da. Antiviralele sunt eficiente doar dacă sunt administrate chiar în primele ore de la declanșarea problemei, dar odată ce virusurile au ajuns în celulă, antiviralele nu au niciun fel de eficiență. Pe de altă parte, majoritatea uleiurilor esențiale au molecula foarte mică și pot penetra membrana celulară, intră în celulă și distrug aceste virusuri și în felul acesta protejează organismul. Da? Deci vedem că, într-adevăr, uleiurile esențiale sunt mai eficiente decât medicamentele de sinteză. Al treilea lucru extraordinar este că sunt mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Da? Noi am făcut calcule, da, în care am calculat cât ne-ar costa un tratament cu medicamente de sinteză, unde avem și efectele secundare, și cât ne costă tratamentul echivalent cu uleiuri esențiale. Și întotdeauna uleiurile esențiale ne costă mai puțin, pentru că, repet, le folosim cu picătura. Sunt extrem, extrem de concentrate. Bineînțeles că unii o să zice, dar sunt scumpe. Eu nu vreau să zic că sunt ieftine, dar nu poți în niciun caz să te aștepți la o calitate excepțională la un preț foarte, foarte mic. Dar, repet, utilizându-le cu picătura, o să vedeți că ieșiți incomparabil mai bine decât cu medicamentele de sinteză și, în plus, nu aveți efecte secundare. Deci, cele trei lucruri extraordinare sunt 100% naturale și sigure, mai eficiente decât medicamentele de sinteză și mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Și dacă ne-am oprit acum aici, cu informațiile prezentate, cred că deja sunt suficiente informații pentru a fi entuziasmați de produsele doTERRA, de uleiurile esențiale doTERRA. Da? Eu personal, dacă aș fi primit doar atâta informație, aș fi zis, ok, explicăm cum pot să le am. Dar încă nu o să ajungem acolo. Mai întâi, haideți să vedem care sunt modalitățile de utilizare ale uleiurilor esențiale, doTERRA. A uleiurile esențiale în general, dar vorbim de doTERRA. Sunt trei modalități de utilizare, aromatic, topic și intern. Aromatic, ori le difuzăm cu un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete, ori le inhalăm din palmă, da, punem o picătură de ulei în palmă, una, două picături, picăm palmă, o facem căuși și inhalăm până când se evaporă uleiul din palmă. Acum, legat de utilizarea aceasta aromatică, eficiența acestei metode, care e și cea mai cunoscută metodă de utilizare a uleiurilor esențiale. Deci eficiența e dată de faptul că simțul mirosului e singurul care ajunge nefiltrat la sistemul limbic. Da? Sistemul limbic controlează emoțiile, ritmul cardiac și așa mai departe, dar emoțiile ne interesează pe noi. Practic, când mirosim un ulei esențial, instantaneu se declanșează la nivel subconștient emoții. Da? Acum, cu siguranță ați auzit de această teorie, conform căreia la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Da? Dacă sunteți de acord cu această teorie, vă rog să puneți un 1 în chat. Da? Deci dacă sunteți de acord cu faptul că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative, puneți un 1 în chat. Bun. Ok, văd că
pe Zoom au apărut o grămadă de unul, pe grup e o întârziere de vreo 20-30 de secunde. Bun, deci sunteți de acord. Ok. Repet, când noi mirosim un ulei esențial, el ajunge nefiltrat la sistemul limbic și acolo declanșează tot felul de procese metabolice și, dar în primul rând, emoții. Da? Emoții pozitive. Iar aceste emoții pozitive, dacă suntem sănătoși, ne vor susține în menținerea sănătății. Dacă suntem bolnavi, ne vor susține în procesul de vindecare. Da? De aceea, deși e o metodă atât de simplă, aromaterapia este extrem, 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 extrem de eficace. Da? Și merită să o utilizăm. Chiar dacă noi nu conștientizăm într-o primă fază acele emoții, totuși ele se petrec, indiferent că credem sau nu credem, indiferent că ne place sau nu ne place. Mirosul respectiv al uleiului esențial va declanșa niște emoții subconștiente specifice. Bun, a doua modalitate de utilizare este aplicarea topică, adică se aplică pe piele, în zonele cu probleme, masate pe tăl, pe coloană, în puncte de puls. Și aici, bineînțeles că cel mai bine este întotdeauna să diluăm uleiul într-un ulei purtător sau ulei cărăuș, da? Care poate fi un ulei vegetal extra virgin, cum ar fi, de exemplu, uleiul de măsline, uleiul de jojoba, uleiul de cocos. Noi la doTERRA utilizăm un ulei de cocos fracționat care nu se solidifică la temperatura camerei și e foarte bun pentru că are molecula foarte fină și încapsulează uleiul esențial și îl ajută să intre în piele. Dacă, paradoxal, mulți ar crede că dacă utilizăm ulei esențial fără ulei purtător, o să avem o eficacitate mai mare în absorție. Dar adevărul este că dacă punem doar ulei esențial, el se va evapora destul de rapid. Dar dacă punem ulei esențial și peste el punem uleiul vegetal, acesta va încapsula uleiul esențial și nu îi va permite să se mai evapore, ci îl va livra în piele și din piele apoi în întreg sistemul. Da? Deci, e bine să-l diluați. Bineînțeles, în funcție de vârstă, există diferite grade de diluție. Găsiți pe grup informațiile necesare și recomandarea este, da, înainte de a utiliza, să vă documentați într-un mod corespunzător. Și a treia modalitate de utilizare este utilizarea internă. Da? Practic, putem utiliza sau ingera uleiurile ori cu apă, ori într-un smoothie, ori în mâncare, sublingual sau cel mai bine, cel mai sigur în capsule vegetale. Unele uleiuri sunt mai blânde, da, se pot lua direct. Dar, de exemplu, oregano, da, sau uleiul de scorțișoară, sunt uleiuri fierbinți, acelea le vom pune într-o capsulă vegetală în conformitate cu cu schema de tratament pe care o utilizăm în funcție de protocolul respectiv. Da, de exemplu, 3 picături dintr-un ulei, apoi 2 picături din altul, o picătură din altul, 2 din altul și după ce am pus picăturile conform protocolului, închidem capsula și o bem cu apă și ajunge în stomac și de acolo, bineînțeles, în întreg sistemul.
E foarte important să rețineți că nu toate uleiurile se administrează intern. Da? Și asta nu pentru că nu sunt toate 100% pure, ci pur și simplu anumite substanțe nu se ingerează. Și atunci e important, da, de asemenea, să vă documentați foarte bine în legătură cu modul de utilizare a fiecărui ulei. Atunci când este posibil, când realizăm o schemă de tratament, sau, da, urmărim să utilizăm toate cele trei modalități. Da? Să luăm și intern, da, ce se poate lua intern, să aplicăm și topic și să folosim și aromatic într-un difuzor. Da? Pentru că în felul acesta, acționând pe trei direcții simultan, cu siguranță eficacitatea protocolului va fi mult mai mare. Bun. La doTERRA sunt peste 100 de uleiuri esențiale. Bineînțeles, fiecare se utilizează într-un mod specific. Eu vreau doar așa foarte rapid să vă punctez câte o idee, două despre 10 uleiuri esențiale care sunt conținute în cel mai popular kit de la doTERRA, Home Essentials Kit, da? Îi spunem noi pachetul cu uleiuri esențiale pure pentru o familie sănătoasă. Cred că 99% dintre cei care și-au creat cont de membru la doTERRA și l-au creat cu acest kit, pentru că el conține 10 uleiuri cele mai utile într-o casă pentru menținerea sau refacerea sănătății. Și de asemenea avem și un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete conținut în acest pachet. Da? Și vom trece, repet, am spus, în mare viteză, pentru că vă invit să studiați pendelete pe grup informații despre fiecare dintre aceste uleiuri. Da? Uleiul de lămâie este unul dintre cele mai populare uleiuri esențiale de pe planetă. Da? Și el este utilizat în special pentru detoxifiere și curățare limfatică. Da? Sprijină tubul digestiv. De exemplu, se recomandă în fiecare pahar cu apă pe care îl bem să punem una, două picături de lemon, da? Și să-l bem, pentru că asta, repet, ne va ajuta pe toate acele direcții pe care le vedeți în slide-ul de pe ecran. Un alt ulei esențial cunoscut este uleiul de tea tree sau melaleuca, arborele de ceai. Este un antibiotic blând, dar extrem de eficace. El se utilizează frecvent în probleme ale pielii, de asemenea în provocările sezonului rece, da? Atunci când avem gâtul iritat și de asemenea foarte bun pentru scalp. Un alt ulei esențial singular este oregano, care este cel mai puternic antibiotic natural. Da? Practic distruge cu o eficacitate maximă acele microorganisme nocive. Da, e foarte bun pentru tratarea negilor, a bătăturilor, exercențele tegumentare și, bineînțeles, pentru provocările sezonului rece. Și mai ales dacă îl utilizăm împreună cu titrii, au un efect absolut incredibil, o eficiență, o eficacitate cu totul și cu totul ieșită din comun. Da, deci dacă vrei să tratezi tot felul de provocări dintre cele mai grele,
aceste două uleiuri cu siguranță vor fi un aliat absolut extraordinar. Un ulei de asemenea foarte cunoscut este uleiul de mentă, peppermint. Da? E un ulei energizant, un ulei care ne ajută la concentrarea și focalizarea mentală, de asemenea răcorește, da? Dacă, de exemplu, avem temperatură, cu ajutorul lui putem să scădem temperatura și foarte bun pentru tubul digestiv. E conținut în toate amestecurile de uleiuri care se adresează tubului digestiv. Unul dintre cele mai iubite uleiuri esențiale este frankincense sau tămâie, uleiul de tămâie. El mai este supranumit și regele uleiurilor esențiale. Asta pentru că este un ulei extrem de flexibil în a ne susține pe multiple direcții. Da? De exemplu, el este un foarte puternic antiinflamator, ajută la reducerea inflamațiilor, de asemenea susține sistemul imunitar. E foarte, foarte bun pentru piele, pentru sistemul nervos, în probleme de stres și anxietate și deloc întâmplător e utilizat în ritualurile spirituale pentru că ne dă o stare de înălțare și conectare cu esența. Un alt ulei din acest pachet este uleiul de lavandă. Da? Când spunem lavandă, deja cu toții ne lăsăm pe spate, ne relaxăm, da? Pentru că lavanda este cunoscută în special pentru proprietățile sale relaxante și calmante. Da? De exemplu, noi utilizăm lavanda în fiecare seară, picurăm pe câteva picături de lavandă pe pernă, da, pentru și pe pijama, pentru a ne oferi un somn liniștit. Da, și el, de asemenea, uleiul de lavandă este foarte bun pentru piele. Și de asemenea pentru sistemul respirator. Utilizat împreună cu blendul Air, despre care o să vă vorbesc imediat, da, ajută inclusiv la eliminarea sfărăitului. Și vă spun asta din proprie experiență, eram un sfărăicios din acesta, că uneori se zguduia acasă și de când utilizez uleiurile esențiale, nu mai sfărăi. Nici măcar atunci când sunt foarte obosit, decât așa poate mai scot câte un zgomot, cel puțin așa mi s-a spus. Deci, chiar sunt extrem de eficiente și pe această direcție. Bun, până aici am vorbit despre uleiuri singulare, adică uleiuri dintr-o singură plantă. În pachet mai sunt și patru așa numite blenduri sau amestecuri de uleiuri esențiale. De ce se fac aceste amestecuri de uleiuri esențiale? Pentru că utilizându-le împreună, ele se potențiază și acționează sinergic și bineînțeles își lărgesc zona de acțiune. On Guard este probabil cel mai celebru blend de la doTERRA. Este blendul pentru imunitate, da? Și evident că aceasta este principala direcție pe care el acționează. Este un ulei utilizat și pentru purificare, curățare, atât în interior cât și în exterior. Pe baza lui s-au creat produsele de curățare, de asemenea pastă de dinți,
apă de gură, săpun, lichid pentru mâini și așa mai departe, pentru că capacitatea de purificare a ungardului este absolut extraordinară. Da? Distruge microorganismele nocive, da? Este antiseptic și, bineînțeles, că ne ajută pe foarte, foarte multe direcții, chiar mult mai multe decât cele enumerate pe slide. Blendul Air, așa cum îi spune și numele, are legătură cu aerul, cu respirația, este blendul pentru respirație, evident sprijină sistemul respirator și e extrem, extrem de util, mai ales în perioada sezonului rece, dar nu numai, pentru că provocările de sănătate, majoritatea lor le vin spre noi prin intermediul aerului, da? Și evident că utilizând și difuzând uleiuri esențiale, noi ne protejăm, pentru că vaporii aceia de ulei, apă și uleiuri esențiale, da? Distrug acele microorganisme nocive care sunt multe în casele noastre, da? Că se adună, exact cum în spitale sunt bacteriile cele mai nasoale, nu la același nivel, dar și în casă se adună și atunci uleiurile esențiale ne ajută la purificarea mediului în care noi trăim. De exemplu, noi din toamnă până în primăvară, până când stăm tot timpul cu geamurile deschise, difuzăm o combinație de ongard și air, da? Punem 3 picături de air, 3 picături de ongard, da? Și difuzăm pentru a purifica atmosfera și bineînțeles că inhalăm și noi aceste lucruri și e o activitate de prevenție, cea pe care noi o realizăm. Și de asemenea, seara pe pernă picurăm și air, da? Pentru că v-am spus, air împreună cu lavandă, da? Ajută foarte mult pentru un somn liniștit. Zen Gest sau Digest Zen, cum e numit în Statele Unite, în Europa e Zen Gest, da? Este blendul pentru digestie. Da? El ne ajută să eliminăm gazele, greața, reflux și indigestie. Este extraordinar împotriva răului de mișcare. Da? Chiar e absolut extraordinar. Nu o să intru acum în detalii, dar merită să studiați acest blend, pentru că o să găsiți niște mărturii extraordinare. Și al patrulea și blend și al 10-lea ulei din cadrul acestui pachet este Deep Blue, blendul Deep Blue, un amestec pentru tensiuni musculare și articulare. Prima mea experiență cu produsele doTERRA a fost cu acest amestec. De fapt, cu crema Deep Blue, care este creată cu sau conține acest amestec de uleiuri esențiale. Când noi în 2017 ne-am creat cont de membru, a fost o promoție prin care primeam gratuit crema Deep Blue. Da? Și dacă tot am primit-o, bineînțeles că am utilizat-o. Eu, înainte de a mă intersecta cu crema Deep Blue, timp de un an de zile am avut probleme la genunchiul stâng. Da? Și am încercat tot felul de metode și naturiste și din alea mai puțin naturiste și nu am reușit nici cum să rezolv problema. Și în momentul în care am primit crema Deep Blue, am zis, hai să o testez, da? Și în 3 zile consecutive m-am masat cam 10 minute zilnic.
Și vreau să spun că după 3 zile acea durere a dispărut și au trecut de atunci mai bine de 7 ani și nu a recidivat. Da? A fost pentru mine chestie wow. Da? Mi-am zis, ok, cât de extraordinare pot să fie uleiurile astea esențiale, că ceea ce n-am reușit să rezolv într-un an de zile cu nimic, am rezolvat în 3 zile cu această cremă, da? Și repet ce am spus la început, vă înțeleg dacă sunteți sceptici, nici eu n-aș crede în locul vostru, dar să aveți un scepticism constructiv, să verificați, să testați, da? Pentru că o să aveți niște surprize absolut extraordinare, n-am niciun dubiu în legătură cu asta, doar dați-vă șansa să le testați, da? Dați-vă șansa să vedeți dacă ele chiar sunt atât de extraordinare cum spunem noi. Da? Deci acestea sunt cele 10 uleiuri conținute în Home Essentials Kit, cel mai popular kit de la doTERRA. Mai multe informații și despre acest kit și despre fiecare ulei din cadrul kitului și despre toate produsele de la doTERRA găsiți, da, pe grupul nostru de suport Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, liniuță Natura într-o picătură. Și acum haideți să vedem cum puteți achiziționa uleiurile esențiale de la doTERRA. Sunt trei modalități de achiziție. Prima dintre ele este una pe care noi nu vă recomandăm să le cumpărați la preț de retail. Este cel mai scump mod în care puteți cumpăra produsele doTERRA. În schimb, vă recomandăm următoarele două variante. Prima dintre ele este să le cumpărați la prețul de membru, adică cu 25% mai mici. Pentru asta e necesar să vă creați un cont de membru. Statutul de membru nu vă obligă la nimic, însă vă oferă o mulțime de beneficii, inclusiv acesta, că cumpărați produsele cu 25%, cel puțin 25% mai ieftine, aveți acces la promoții și așa mai departe. Și a treia modalitate este să le cumpărați chiar la preț mai mic decât prețul de depozit. Da? Și pentru a avea un preț mai mic, preț de depozit sau preț de membru, același lucru. Da? Ca să aveți acces la prețuri mai mici decât prețul de membru, atunci când vă creați contul de membru, vă recomandăm să plasați un pachet predefinit de doTERRA, exact cum este Home Essentials Kit. Pentru că aceste kituri au discount la discount. Discount față de prețul de membru. Da? E cel mai avantajos mod în care puteți să achiziționați uleiurile esențiale de la doTERRA. La doTERRA sunt mai multe asemenea kituri, de la kituri care vă costă 100 și ceva de euro până la kituri care vă costă peste 2000 de euro, în care aveți toate uleiurile. Bineînțeles, fiecare își alege kitul în funcție de nevoi și în funcție de posibilități. Noi vă recomandăm trei variante în acest slide. În partea din stânga aveți sistemul MetaPower, cel despre care v-am vorbit chiar în prima parte a întâlnirii noastre. În partea dreaptă aveți o altă variantă cu care puteți să vă creați cont de membru. Pe lângă sistemul MetaPower să
achiziționați și acel program complet de nutriție, Lifelong Vitality Pack. Și în centru aveți Home Essentials Kit. Este kitul despre care v-am vorbit. Sincer, din punctul nostru de vedere, pentru cineva care începe experiența cu uleiurile esențiale și nu are niște probleme specifice care să necesite anumite uleiuri, recomandarea noastră este să începeți cu Home Essentials Kit. Da? Este extrem de avantajos, da? Pentru că nu numai că veți deveni membri și veți avea acces la prețuri cu cel puțin 25% mai mici, dar aveți un discount față de prețul de membru de 112 euro, acces la promoțiile periodice și cel mai valoros lucru pe care îl primiți atunci când vă creați un cont de membru este că aveți un consultant. Da? Un consultant doTERRA este o persoană care are deja experiență în utilizarea produselor și vă ghidează în procesul de utilizare a lor. Pentru că nu-i totul să aveți uleiurile esențiale, cele mai pure și testate. E important să le utilizați într-un mod corespunzător pentru ca ele să aibă eficacitatea maximă, eficacitatea dorită. Și atunci, da, de aceea este extrem de util un consultant. De aceea doTERRA a optat pentru acest sistem de distribuție a produselor, pentru că uleiurile esențiale nu sunt niște produse pe care să le vinzi într-un magazin. Chiar dacă sunt magazine online și în care veți găsi uleiurile doTERRA, doar că acolo nu vi se oferă consultanță și nu aveți certitudinea că uleiurile pe care le cumpărați sunt într-adevăr uleiurile doTERRA. Pentru că, ca orice produs de mare succes, există pe piață uleiuri, între ghilimele, doTERRA, contrafăcute, da? Și singura modalitate prin care puteți fi 100% sigur că aveți uleiurile esențiale, pure, cu grad terapeutic de la doTERRA, este să le cumpărați direct de la doTERRA. Noi, exact asta vă facilităm, vă ajutăm să vă creați un cont de membru care, prin care vă comandați produsele direct de la doTERRA, da? Și e cel mai înțelept mod în care puteți să achiziționați aceste uleiuri. V-am spus că o să vă vorbesc și despre promoțiile lunii. În această lună avem ultima din cele 3 luni de promoție Diamond Club. Da? Această promoție a început în luna martie și se încheie în mai, în această lună. Practic, azi și mâine se mai poate beneficia de această promoție. Această promoție de înscriere practic vă permite să primiți cadou unul sau două uleiuri. Dacă comanda cu care vă creați contul de membru este între 100 și 199 de puncte, fiecare produs are un preț, dar are și un punctaj care în principiu, un punct e aproximativ un euro. Da? Deci dacă comanda este între 100 și 199 PV, atunci veți primi cadou uleiul Wild Orange, uleiul de portocală sălbatică. Dacă comanda este între 200 și 399 de puncte, primiți Wild Orange și blendul Balance. Este un amestec de uleiuri pentru împământare și echilibrare. Iar dacă comanda cu care vă creați contul de membru depășește 400 de puncte, 400 PV, atunci veți primi cadou blendurile Balance și Adaptive. Da? Adaptive este un amestec de uleiuri care ne ajută să ne adaptăm la situațiile din mediul ambient și să ne relaxăm, să ne liniștim.
Bun. Ca să puteți beneficia de această promoție, există niște condiții. O condiție deja este îndeplinită, faptul de a participa la un eveniment Diamond Club, da? Și acesta este un eveniment Diamond Club pentru că avem împreună cu noi niște educatori Diamond Club. De asemenea, este necesar să vă creați contul în maxim 3 zile lucrătoare de la desfășurarea evenimentului. Acum, în cazul nostru, având în vedere că promoția se încheie mâine la ora 24, practic ar trebui cel târziu mâine să vă creați contul de membru ca să puteți beneficia de promoția Diamond Club. Înscrierea prin această promoție se face de către educatorii Diamond Club printr-un portal special, așa că cei care doriți să vă creați un cont de membru, neapărat să contactați persoana care v-a invitat la acest eveniment, da, și să vă ghideze în procesul de creare a contului, pentru că contul prin Diamond Club se creează diferit de contul obișnuit, da? Se trece printr-o platformă diferită și atunci primiți și aceste cadouri. Dacă se creează fără platforma Diamond Club, contul, atunci nu primiți aceste uleiuri cadou, da? Pentru cei care acum sunteți live și doriți să vă creați un cont de membru, vă rog să lăsați în chat mesajul "vreau cont", da? Și o să fiți contactați de către cei de pe grup, de un administrator al grupului, cei de pe Zoom, cu siguranță cei care v-au invitat sunt prezenți acolo pe Zoom și o să vadă și o să vă contacteze și o să vă ghideze în procesul de creare a contului. Da? Dacă nu vă contactează persoana care v-a invitat, contactați-o voi pe ea, da? Și solicitați ghidare în procesul de creare a contului de membru. Repet, ca să beneficiați de promoția Diamond Club, ar trebui cel târziu mâine până la ora 23:59 să vă creați contul de membru. Dar eu zic să nu lăsați chiar așa târziu, da? Dacă oricum vreți, faceți-o ori în seara aceasta, ori mâine, cât mai dimineață. Deci, practic, pentru cineva care își creează cont de membru cu Home Essentials Kit, da, prin programul Diamond Club, da, veți plăti cu tot cu transport 321 de euro și să primiți produse și discounturi în valoare de 681 de euro. Da? Aceste prețuri sunt calculate la prețul de retail. Da? Dar oricum este absolut fabulos. Deci cadouri și discounturi în valoare de 368 de euro. Ce să zic, eu cred că e destul de motivant, adică sincer, cumpărând de pe site-uri online și dacă se dă acolo un 10% discount, e super tare, 20 e fabulos, dar aici aveți un discount de mai mare de 50%, da, față de prețul de retail. Deci, eu zic că promoția nu trebuie ratată, dar, repet, fiecare decide pentru el însuși. Și v-am spus că în încheiere, circa 10 minute, o să vă punctez câteva lucruri legate de oportunitatea Doterra, despre oportunitatea din spatele acestor produse. Da? Și la evenimente cum este acesta, participă în general trei tipuri de persoane. Da? Primul tip
E persoana care, după ce vede informațiile, e entuziasmată, da, pentru că vrea să trăiască un stil de viață bazat pe soluții naturale și ei optează să-și achiziționeze produsele pentru ei și pentru familia lor, da, fără să împărtășească neapărat mai mult. Dar, oricum, pentru aceștia, doTERRA și noi oferim educație gratuită despre produse. Pe aceste persoane noi le numim consumatori, da? Cel care utilizează produsele pentru nevoile personale și îi iubim. Pe toți îi iubim. Bineînțeles, fiecare va opta să facă ceea ce simte că vrea să facă. Acum, așa cum am precizat și mai devreme, statutul de membru nu te obligă la absolut nimic, dar vine cu avantaje. Da? Acces la prețuri de membru cu între 25 și 55% mai mici față de prețul de retail. Acces la programul de loialitate, LRP, Loyalty Rewards Program, prin care la fiecare comandă, începând cu a doua lună de existența contului, dacă plasăm comenzile prin programul de loialitate și nu avem niciun motiv să facem altfel, la fiecare comandă se vor întoarce către noi între 10 și 30% puncte de loialitate. Se începe de la 10% și din 3 în 3 luni, dacă suntem consumatori fideli, din 3 în 3 luni crește procentul cu 5% până când după 6 luni de zile, după 12 luni de zile, după un an, ajungem la 30%, da? Din valoarea comenzii. Altfel spus, dacă plasez o comandă de 100 de euro, 30%, adică 30 de euro se întorc către mine sub forma punctelor de loialitate, plus și transportul se întoarce sub forma punctelor de loialitate, deci încă 7 puncte. Deci din 100, 37 s-au întors sub forma unui voucher, ca un fel de voucher de care putem apoi să cumpărăm gratuit produse doTERRA. Eu zic că este super motivant. N-am găsit nicăieri pe online sau nicăieri ceva mai avantajos. Da? V-am spus, primiți și consultantul doTERRA, cel mai valoros lucru, accesul la promoții, da? Și un birou virtual de unde poți să îți gestionezi activitatea de pe contul doTERRA. Al doilea tip de persoană este genul de persoană care se entuziasmează după ce aud aceste informații și bineînțeles că vor să utilizeze ei, să împărtășească cu familia, dar nu numai cu familia, și cu cercul de cunoștințe, cercul apropiat de cunoștințe. Noi numim aceste persoane sharer. Sharer e tocmai pentru că ei împărtășesc informația. Și dacă prin această muncă pe care eu fac, sunt persoane care își creează cont de membru doTERRA, da, ele vor primi comisioane de la doTERRA, da? Vor primi comisioane din comanda pe care o plasează fiecare persoană cu care sau care a fost recomandată de acel sharer, da? Și bineînțeles că oricâți bani ar fi, nu, ce se dă și nu se ia e binevenit. Da? Într-o primă fază, acești share-uri o să-și acopere parțial costul produselor pe care le utilizează ei. Dar treptat, pe măsură ce împărtășesc cu tot mai mulți, o să poată nu numai să-și acopere o parte din costurile cu produsele, o să-și acopere
costul tuturor produselor pe care le utilizează și vor rămâne chiar și cu un profit. Uneori chiar un profit consistent, care, bineînțeles, că întotdeauna este binevenit. Da? Eu nu cred. Să puneți un 3 în cer dacă credeți că orice venit, oricât de mic, e binevenit. Da? Ok. Văd că sunteți de acord. Bun. Deci share-ii categoric deja sunt recompensați de Doterra pentru faptul că dau mai departe. Bineînțeles, deja cu share-ii realizăm și training-uri, îi învățăm cum să devină din ce în ce mai buni în procesul acesta de a promova produsele, pentru că, de fapt, ceea ce noi ne dorim este să ajungem la cât mai mulți oameni cu aceste soluții. Gândiți-vă că sunt mii, sute de mii, milioane de oameni care așteaptă aceste informații. Și dacă noi le ținem doar pentru noi, da, evident că șansa ca ei să afle de ele este foarte mică. Dar dacă fiecare dintre noi, prin multiplicare, da, începem și fiecare vorbim cu un anumit număr de oameni, dar mulți oameni care vorbesc cu câte puțin, da, asta se multiplică și înseamnă că informația va ajunge la mult mai mulți oameni. De aceea noi oferim instruire gratuită, training gratuit pentru cei care vor să învețe cum să fie mai eficace în procesul acesta de promovare. Secundă că cred că ok. Se repeta un slide. Era clar că nu era locul lui acolo. Bun. Și acum al treilea tip de persoane care participă la aceste seminarii sunt persoane entuziaste, cum suntem noi, care în momentul în care află de aceste informații își propun să spună la toată lumea, da? Să împărtășească cu toată lumea. Și bineînțeles că asta le va permite să înceapă să câștige suficient pentru a-și suplimenta sau chiar înlocui venitul în așa fel încât să devină independenți financiar și chiar liberi din punct de vedere financiar. Noi numim builder aceste persoane, da? Cei care fac foarte serios această muncă, da? Ajung la niște rezultate cu totul și cu totul extraordinare, da? Ajung chiar, repet, la libertate financiară. Și vă spunem asta pentru că noi am ajuns și avem în echipa noastră oameni care la rândul lor au ajuns la aceste rezultate extraordinare. Și din punctul meu de vedere, dacă există cel puțin una sau două persoane care au putut să facă un lucru, înseamnă că se poate face. Da? Iar în România sunt mii de oameni care cu ajutorul Doterra au ajuns la independență și libertate financiară. Așa că, bineînțeles că și tu poți să o faci dacă vrei. Da? Ceea ce noi vă putem asigura este că noi vă vom oferi absolut tot sprijinul necesar pentru a putea reuși. Pentru că așa este structurat sistemul acesta de business, încât succesul, de exemplu, succesul meu înseamnă părticele mici din succesul partenerilor mei. Deci, altfel spus, sunt și egoist, sunt cointeresat să-i ajut să aibă succes. Da?
Dar să știți că noi oferim acest sprijin cu tot dragul, nu într-un mod egoist. Dar, repet, chiar și dacă am gândit așa foarte pragmatic, oricum sistemul ne stimulează să ajutăm partenerii, pentru că aici nu putem să reușim singuri. Da? Aici putem să reușim doar în măsura în care ajutăm și pe ceilalți să reușească. Da? Și de aceea este un sistem absolut extraordinar. Dacă aveți întrebări, cei care sunteți pe Zoom, vă rog să le scrieți în zona aceea de Q&A, Q și A, question and answer. Vă rog să scrieți acolo și o să vă răspund imediat încheiem. Și de asemenea și cei de pe grup puteți scrie în comentariu întrebarea, dacă aveți. Da? Practic, da, dacă produsele doTERRA, uleiurile, suplimentele ne ajută să devenim stăpâni pe sănătatea noastră, da, să ne reluăm puterea de a fi stăpâni pe sănătatea noastră, partea de oportunitatea de business ne ajută să redevenim stăpâni pe viețile noastre. Da? Pentru că doTERRA nu ne oferă numai, din perspectiva business-ului, nu numai bani, ci ne oferă și timp. Da? Pentru că cu adevărat poți să fii liber atunci când ai și timp și bani. Și bineînțeles și sănătate. Afacerile clasice, afacerile tradiționale, în proporție de 99% pot cel mult să ne ofere bani, dar nu și timp. Da? Și nu o să intru în detalii, dar întrebați orice antreprenor, da? Orice antreprenor, și o să vă spună cât de greu este. Da? Peste 95% dintre afacerile clasice dau faliment în primii 2-3 ani. Da? Și cele care supraviețuiesc nu neapărat sunt pe profit. Un număr foarte mic de afaceri ajung într-adevăr să fie profitabile. Da? La noi, la doTERRA, procentajul este mult mai generos. Da? Noi, practic, din prima lună de business am fost pe profit. Da? Așa că merită să analizați această oportunitate și, bineînțeles, după ce analizați, să decideți dacă este sau nu pentru voi. Dar, repet, noi ceea ce putem să vă promitem este sprijinul. Da? Tot ce ține de noi, sprijinul de care aveți nevoie, vă garantăm că o să vi-l oferim. Dar restul depinde numai și numai de voi. Da? De altfel, în general, procesul de a deveni builder în doTERRA este unul progresiv. Da? Puteți de la început să fiți asta, dar în general se petrece progresiv. Mai întâi oamenii devin consumatori, da? Apoi devin sharer ocazional, apoi prind gust, prind ideea, înțeleg ideea, devin builder, da? Și în cele din urmă ajung la nivelul de lideri în care au echipe mari de builder, de sharer și consumatori pe care, bineînțeles, le gestionează, le oferă sprijinul necesar pentru dezvoltare. Bun. Și acum, bineînțeles, cineva ar putea să ne întrebe de ce construim noi
proiectul doTERRA, da? Și ce credeți, o facem pentru produse? De ce investim noi atâta energie și timp doar pentru produse? Pentru că, oricum, și ne făcând doTERRA ca business, putem utiliza produsele, da? Putem avea acces la ele, însă motivul pentru care noi ne implicăm atât de serios în proiectul doTERRA este pentru că prin intermediul doTERRA noi obținem libertatea financiară. Da? Libertatea financiară și libertatea legată de sănătate, libertatea interioară ne-am cucerit-o prin practica spirituală, dar cel mai valoros lucru pe care doTERRA poate să ni-l ofere din punctul nostru de vedere, dincolo de faptul că produsele sunt extraordinare, da? Compania este extraordinară, proiectul este extraordinar, ceea ce ne mână pe noi în luptă este libertatea. Da? Noi întotdeauna ne-am dorit să fim liberi. Da? Și, bineînțeles, continuăm acest proces pentru că libertatea are multe, multe niveluri de exprimare. Da? Și, bineînțeles, că urmărim pas cu pas să devenim din ce în ce mai liberi și din ce în ce mai liberi. Da? Dacă și pe voi vă mână asta, cu siguranță că vă putem inspira. Dar, bineînțeles, fiecare poate să o facă din propriul lui motiv, dar ceea ce putem să vă asigurăm este că oricare ar fi motivația voastră, oricare ar fi de-ce-ul vostru, cu doTERRA puteți să obțineți acele lucruri. Da? Pentru că, din punctul nostru de vedere, visul nostru nu a fost și nu este și nu va fi să facem doTERRA. Visul nostru dintotdeauna a fost și este să fim liberi. doTERRA este instrumentul cu ajutorul căruia noi ne obținem această libertate, da? Iubim doTERRA, iubim produsele doTERRA, iubim proiectul doTERRA, dar el este un instrument, este un vehicul, da? Un vehicul extraordinar, o oportunitate extraordinară prin care noi reușim să obținem libertatea. Cum obținem noi libertatea aceasta? Ajutând mii de oameni să obțină ceea ce își doresc ei, da? Noi asta ne dorim. Dar fiecare dintre partenerii noștri, prin intermediul acestui proiect, prin intermediul acestui vehicul, pot să obțină ceea ce își doresc ei. Da? Și asta e partea extraordinar de frumoasă, că există această flexibilitate a opțiunilor, există o flexibilitate a modului în care să o faci, a ceea ce urmărești să obții, da? Dar indiferent care este motivația, ca să atingi ceea ce tu ți-ai propus în acest proces, vei ajuta mii de oameni să obțină ceea ce își doresc ei, ceea ce au ei nevoie. Sincer, nu poți gândi un proiect mai frumos decât acesta și mai armonios și mai motivant, da? Și mai uman. Tocmai de aceea noi vă așteptăm cu mult, mult drag în echipa noastră, da? Și să muncim împreună, da? Pentru a vă realiza și voi obiectivele, dar și de a-i ajuta pe cei care reprezintă contactele voastre să obțină accesul la aceste soluții absolut extraordinare. Vă reamintesc
înainte să încheiem, că pentru a beneficia de promoția Diamond Club este important să contactați persoana care v-a invitat astăzi la acest eveniment și să urmăriți să vă creați contul de membru cel târziu mâine, da? Și bineînțeles, apoi, după ce v-ați decis, să începem efectiv munca prin care să vă pregătim, să vă învățăm cum să faceți într-un mod cât mai eficient, eficace această muncă minunată de împărtășire a informații legate de doTERRA. O secundă să vedem dacă sunt întrebări. Mai puțin. La întrebări punctuale, de exemplu, prima întrebare cu vitiligo, nu o să putem să răspundem aici, dar luați legătura cu persoana care v-a invitat. Dacă noi v-am invitat, da? Atunci să luați legătura cu noi. Dacă v-a invitat altcineva, luați legătura cu persoana aceea și o să vă dea detalii. Deci, repet, văd că aveți cont, da? Luați legătura cu consultantul doTERRA și în mod sigur o să vă poată da mai multe detalii. Nici nu ne-am propus aici să intrăm în a oferi detaliat anumite soluții și nu pentru că nu vreau, dar nu despre asta e vorba în această întâlnire, însă consultanța, repet, o să o facă consultantul pentru că trebuie discutat mai multe lucruri, nu doar un diagnostic, trebuie văzută cauza emoțională care a declanșat și așa mai departe, trebuie mers pe fir și în funcție de ceea ce constatăm, apoi după aceea se alege un anumit protocol de tratament, dar în niciun caz nu dăm soluții la modul că vine cineva cu un diagnostic și zicem aia. Trebuie să vedem în detaliu despre ce este vorba. Da? Și consultantul doTERRA exact la asta este foarte bun, că vă poate oferi această ghidare care nu înseamnă ca la farmacie, te doare capul, îți dau asta, te doare burta, îți dau asta, nu? Pentru că același diagnostic poate să aibă în spate experiențe diferite și atunci necesită și o abordare diferită, da? Și tocmai de aceea nu dorim să oferim asemenea răspunsuri fără o analiză corespunzătoare. Bun, cu aceasta o să încheiem întâlnirea noastră din această seară. Vă mulțumesc pentru răbdare și atenție și vă doresc o seară minunată, iar celor care încă nu aveți un cont de membru, o decizie înțeleaptă și să beneficiați de această promoție extraordinară, promoția Diamond Club. Noapte bună!